fie Domnul, slăviți fie Domnul! Îi mulțumim Domnului că suntem aici împreună în sala aceasta și haideți să începem să lăudăm pe Domnul cu cântarea unde zice Domnul e aici, că i-am simțit fiorul, Domnul e aici, o simte tot poporul și Domnul să ne ajute. Amin. Domnul e aici, că i-am simțit fiorul, Domnul e aici, o simte tot poporul, de la doi sau trei, nu pasă cuvânt, e prezent Iisus prin Duhul Sfânt. De la doi sau trei, nu pasă cuvânt, e prezent Iisus prin Duhul Slăvit să fie acela care e prezent în mijlocul nostru datorită promisiunii lui prin cuvântul său. Glorificat să fie numele. Haideți așa cum stăm pentru început, dacă e prezent, să-l rugăm să-și facă lucrarea în mijlocul nostru. Să ne despietrim inimile, dacă cumva avem inimi împietrite, ca el să poată lucra. Să-l rugăm ca Duhul Său cel Sfânt să ne cerceteze pe unul fiecare,
prin cântare, prin rugăciune și prin tot ce se face în locul acesta și Dumnezeu să fie slăvit în toate lucrurile. Așa cum stăm, chemăm ajutorul Domnului. Până în veci de veci, glorie și slavă ție, Tată, Iisuse și Duhul Sfânt. Haideți să cupăm locurile și să rugăm pe Domnul cu o cântare. Să nu îți cânt, Iisuse, cum să nu îți cânt, cum să nu slăvesc cu lacrimi numele Tău Sfânt. Am strigat spre Tine, Doamne, Doamne, și mai ascultat.
strig de bucurie. Slăvit să fie acela care a adus în viața noastră și bucurie și lumină. Mărit să-i fie numele. Odinioară, în poporul lui Israel, când era împărat Manase, s-a născut un băiat. Băiatul acesta, când a crescut, a ajuns tânăr, în vremea împăratului Iosua, a fost chemat în lucrare. A slujit Domnului 40 de ani, după chemarea care a avut-o. 40 de ani în care n-a fost primit nici de cei din Israel, nici chiar de împărații care erau acolo în fruntea poporului. 40 de ani în care viața lui a fost trudă și durere, am putea spune, potrivit cu cuvântul Domnului, ce ne spune el prin ce a trecut, cu oamenii aceia, cu împărații aceia și viața care a îndurat-o. Cu toate că a avut o viață destul de grea, el a rămas credincios lui Dumnezeu și a stat în mijlocire pentru poporul său. Și a mijlocit cât a trăit pentru poporul lui. N-a plecat din locul acela. A plecat doar forțat de împrejurări, când poporul l-a luat tot forțat și l-a dus în Egipt. Și uitați ce spune omul acesta, pe nume Ieremia, în plângerile lui, capitolul 3, cu versetul 21, care a avut o viață, așa cum spuneam, destul de grea. Știți câți împărați s-au perindat cât a trăit el? 5 împărați și un guvernator pus de împăratul Babilonului. 5 împărați au trecut pe la tronul împărăției și el a rămas tot acolo. Am stat și m-am gândit la el, oare ce-o fi făcut el? Ce s-o fi gândit? Mă, dacă vine împărat, alt împărat, o să meargă mai bine. Tot la fel a fost. A trecut al doilea, a trecut al treilea și pentru el tot la fel a fost. Pentru el tot o cară și rușine. Pus în cântecele de barjocuri ale poporului, respins de preoții din vremea aceea și aceeași situație. Și cu toate acestea, uitați ce spune cuvântul Domnului, sunt chiar cuvintele acestui profet al lui Dumnezeu, Ieremia, capitolul 3, versetul 21, 22, 23 și până la 26 inclusiv. Iată ce mai gândesc în inima mea, un om al suferințelor, și iată ce mă face să trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Lui nu au ajuns până la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El. Domnul este bun cu cine nădăjduiește în El, cu sufletul care îl caută. Bine este să aștept în tăcere ajutorul Domnului. Amin. Iată ce mă face să gândesc în inima mea. Iată ce mai gândesc în inima mea. Ce gândești în inima ta? Dacă vine fratele la predică, o să fie. Dacă vine fratele la îndemn, o să fie.
Dacă vin strolele și cântă, grupul de tineri o să fie. Și s-ar putea să nu fie. Omul ăsta lui Dumnezeu, în necazurile lui, avea o nădejde vie. Nu-l iubea poporul, nu-l iubeau împărații, nu-l iubeau preoții. Dar el avea nădejde. O nădejde vie în inima lui. Și nădejdea asta a fost că nu l-o înșela niciodată. Slăvit să fie Domnul. Ce te face să tragi nădejde? Să schimbă comitetul și o să fie mai bine? Vine păstorul cu tare și o să fie deosebit? Eu spun că dacă nu vine Hristos Domnul în mijlocul nostru, nu ca un musafir, nu ca un invitat, ca un stăpân care să-și conducă lucrarea, nu o să avem nădejde niciun. Dacă El nu intră în lucrarea Lui să se oprească la fiecare inimă, să cerceteze fiecare suflet, poți să vorbească vorbitorul cât de bine ori vorbi, poți să spună ce o spune, că tu tot nu te poți ruga. Tu tot nu poți să-ți deschizi inima și rămâi cu inima împietrită. Nu știu ce gândești în inima ta, dar ce bine ar fi să ne gândim la bunătățile Domnului, să ne gândim că îndurările Lui nu sunt la capăt. Și ai greșit, ai păcătuit poate chiar, ai alunecat, ai căzut. Încotro privești? De la cine aștepți ajutorul? Și de unde crezi că poate să-ți vină izbăvirea? Cu toate că poți să-ți faci o parte mică în ceea ce privește apropierea de Dumnezeu. Totul aparține de El, slăvit să-i fie numele. Și dacă El îngăduie har în adunare, toată adunarea se poate ruga. Dacă El îngăduie har în cântare, nu cântă adunarea că cântă tânărul, tinerii, grupurile, cântă foarte bine, nu de aia. Cântă că inima ta e predată Domnului. Și când aude o cântare de bucurie și de laudă la adresa Lui, poate să zică slăvit să fie Domnul. Poate să cânte din toată inima și poate să coboare slava Domnului peste adunarea copiilor săi, slăvit să fie numele. Ce ai în inima ta în aceste momente și ce te face să te gândești și să tragi nădejde? Pune-ți toată nădejdea în Dumnezeul mântuirii tale, care ți-a scris numele în cartea vieții și care a spus că ești copilul Lui. Aș vrea în această seară prima rugăciune să facem o rugăciune în care să ne deschidem inima întru totul și să lăsăm Duhul nostru liber. Dacă în Duhul tău simți apăsare, cere îndurare Domnului. Dacă în Duhul tău simți bucurie, laudă-L pe Împăratul împăraților. Dacă crezi că ai nevoie de ajutor, că ești slab într-o privință, cere ajutorul să vezi că vine ca un puternic viteaz și te izbăvește, slăvit să fie numele. Pune-ți toată nădejdea în arătarea Harului Său, nu în altcineva, nu în oameni, oricum s-ar numi ei, oricât ar fi de pricepuți și de buni, nu în cei ce vorbesc cuvântul Domnului prin profeții, nu spune nădejdea în ei. Pune-ți nădejdea în Dumnezeul cerului și al pământului, niciodată nu vei fi înșelat, niciodată nu vei plânge amarnic, niciodată nu vei regreta deciziile care le-ai luat în viața ta sau pentru ceea ce ai hotărât în dreptul casei tale. Vei fi bucuros că El e cu tine și îți va da bucurie în continuare, slăvit să-i fie numele. Haideți să ne ridicăm pe picioare și să ne rugăm înaintea Domnului și lăsați Duhul Sfânt să vă conducă în rugăciune acolo unde voiește El. Amin.
Haideți să pun locurile, să lăudăm pe Domnul cu o cântare. Și o facem cu toată inima. Cobor, Iisuse, între noi, cobor din slav divine, cobor căci lupta e-n tot și este greu fă tine. Cobori acum.
Slăviți să fie Domnul! Versetul 24, cuvântul Domnului spune: Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu. Pot să spun cu gura că Domnul e partea mea de moștenire și pot să afirm tuturor că Domnul e partea mea de moștenire. Dar ce spune sufletul meu pe care vede doar Dumnezeu? Ce spune sufletul tău pe care vede doar Dumnezeu? Ce spui tu despre tine însuți? E El partea ta de moștenire? Chiar El partea ta de moștenire? Știi ce? Când El e partea ta de moștenire, cu toată inima ta nădăjduiește în El. Așa spune cuvântul Domnului mai departe, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El. Nădăjduiesc în El nu că sunt mai bun, nu că fac parte din adunarea cea mai bună, nu că fac parte dintr-o familie deosebită, pentru că sufletul meu spune că El e partea mea de moștenire, slăvit să-i fie numele Domnului. Asta ai spus și tu și asta am spus și eu. Unde ești acum? Ce spui acum? Acum, nu ce ai spus în trecut. Cuvântul Domnului te-a chemat să fii străjer. Și mă refer și la frați și la surori aici. Și străjer nu înseamnă că tu te rogi cel mai tare neapărat sau că tu, când te rogi, tu se roagă toți. Străjer înseamnă ceva mai mult. Înseamnă că sufletul tău e lipit de cer. Înseamnă că Dumnezeul tău e partea ta de moștenire. N-ai nimic pe pământ în ce să spui nădejdea. N-ai oameni în care să spui nădejdea, n-ai lucruri în care să spui nădejdea, n-ai asociații în care să spui nădejdea sau orice fel, de felul acesta. Dar ai pe Dumnezeul tău în inimă, slăvit să-i fie numele. Te-o pus să fii străjer, unde ești astăzi? Te-o pus să stai acolo să mijlocești pentru alții, unde ești astăzi, te întreb? Te-o pus să stai să plângi pentru alții, unde ești astăzi? Te-o pus să stai în mijlocire pentru cel care ți-e vrăjmaș poate uneori. Și ai făcut-o odinioară. Unde ești astăzi? Cântarea spunea să-mi dai putere să rabd până la capăt. E greu să rabzi până la capăt. Dar cine rabdă până la capăt va fi mântuit. Pentru că trebuie să iubești până la capăt. Pentru că trebuie să am fapte și să ai fapte până la capăt. Pentru că nu am o credință doar teoretică, ci trebuie să am una practică. Când ai plâns ultima oară pentru un frate sau pentru o soră? Și mă refer în mod deosebit pentru cel care e chemat să fie străjer. Îi cunosc pe unii din locul acesta care îți chema să fie străjer. Nu le cunosc viața personal cu deamănuntul, dar Dumnezeu o cunoaște. Și dacă slăbește o adunare în ceea ce privește părtășia cu Domnul, să știi că eu îți devină dacă străjer. Pentru că am slăbit la rugăciune, am slăbit în mijlocire, am slăbit să mai plâng pentru alții și m-am obosit să plâng pentru cel ce mă lovește pe obraz, de aceea nu-i devine conducerea, nu-i devine păstorul, nu-i devine fratele sau sora care mai face câteodată tulburare în adunare, nu. Devine străjerul care nu-i la strajă, la locul de strajă. Și care nu stă acolo pe turn ca să vegheze, ci când vine vrăjmașul să mijlocească înaintea Domnului și când e cazul să și vorbească oamenii. Pentru că nu întotdeauna trebuie să vorbești oamenii. De multe ori trebuie să taci. Chiar dacă vezi că vine un necaz, chiar dacă vezi că urmează ceva greu, trebuie să taci. Și doar să rămâi în mijlocire. Ăsta e străjerul Domnului, care nu se bate cu cărmida în piept și spune că dacă nu el, nu se face nimic. Nu. Ăsta știe că dacă e Dumnezeu cu el, se face totul. Pentru că e Dumnezeu, nu pentru că e el. Pentru că el intervine și lucrează, pentru că toată nădejdea trebuie să fie în El, și a mea și a dumitale. Unde ești astăzi? Ai fost chemat să fii străjer, să te rogi, să plângi, să mijlocești, chiar să te jerfești pentru aproapele tău. Dar nu mai poți, că ai obosit. Un cuvânt din partea Domnului, spune cuvântul Domnului mai departe, versetul 25, Domnul este bun cu cine nădăjduiește în El, cu sufletul care îl caută. Caută-l din nou pe Domnul. Caută-l și îți va vorbi ca în zile de odinioară. Pentru că odinioară ți-o vorbit ție personal. Odinioară ți-o cercetat personal, nu prin alții, personal, El, în persoană. Acolo te cheamă din nou. La locul de strajă. Acolo nu te vede nimeni. Unde nu te apreciază poate nimeni. Dar te vrea acolo lângă El, că acolo El, slăvit să-i fie numele.
Acolo el, la Golgota, nimeni nu l-a apreciat atunci. Nimeni nu l-a prețuit atunci. O lume întreagă poate s-a ridicat împotriva lui, cei prezenți în locul acela. Și au sărbătorit unii chiar în fel și chip. Tu ce faci astăzi? Ești chemat să fii la locul de strajă. Locul de strajă e acolo la Golgota. Acolo înaintea crucii, acolo altarul nostru, unde trebuie să ne jertfim trupul nostru. Unde trebuie să rupem în bucăți uneori, că e atâta de rău trupul ăsta. Și ne duce la atâta, în atâtea lucruri și în atâtea împrejurări și după aia plângem, ne plângem pe noi înșine și spunem, dar cum am putut să fac asta? Pentru că n-am fost la locul de strajă. Pentru că n-am stat să plâng pe altul. Să-l plâng pe cel care mi-a făcut rău. Să mijlocesc și să-l iubesc pe cel care nu mă poate iubi. Pentru că n-am fost la locul de strajă. Haideți să ne rugăm Domnului pentru străjerii din locul acesta. Ca fiecare străjer să fie la locul lui. Să vedeți, când străjerii sunt la locul lor, nimic rău nu se mai întâmplă în poporul Domnului. Când străjerii stau pe zid și văd că vine pericolul, stau înaintea Domnului și mijlocesc și Dumnezeu intervine, slăvit să-i fie numele. Când străjerul nu mai dă înapoi, chiar dacă e rănit, chiar dacă e lovit, rămâne acolo, varsă lacrimi, Dumnezeu aduce biruință, slăvit să-i fie numele. Și de biruință nu se bucură numai el, se bucură tot poporul. El are o bucurie mai aleasă. Că știut că și-o îndeplinit misiunea și o sta la locul la care Dumnezeu l-a chemat. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți străjerii, atât bărbați cât și femei, ca să stea la locul la care Dumnezeu l-a chemat. Haideți să ne ridicăm pe picioare să facem această rugăciune cu toată inima.
Rămânem așa cum suntem și haideți să lăudăm pe Domnul cu o cântare. Biagați prin lumea de chin și dure, eu merg cântând pe cale. Prin viscol, furtun și prin valuri mere, ți-aduc azi o sanare. Te cânt, te ador, te ce mult te iubesc, din zori până în seară te laud mereu. Trăiască Domnul! Prin valea de plângeri pășesc am tinit și ca Domnul, slăvit să-i fie numele. Aș vrea în această rugăciune doar să mulțumim Domnului. Că dacă crezi din toată inima că te-ai rugat Domnul și Dumnezeu te-a ascultat, Dumnezeu ridică străjerii Lui pe munte. Îi pune acolo la strajă și veți vedea că lucrurile se schimbă. Slăvit să-i fie numele. Mulțumim Domnului pentru străjerii care va ridica cu toți împreună. Mulțumesc, Domnul, pentru că te bine cu te lau și te glorific.
Slăviți să fie Domnul, haideți să ocupăm locurile. Chiar dacă timpul de rugăciune l-a sfârșit, să rămânem într-un duc de rugăciune, ca Dumnezeu să binecuvinteze pe toți ce vor sluji în continuare, Dumnezeu să le dea har în slujire, iar nouă har în ascultare și putere în împlinire. Amin. Binecuvântat să fie cel viu și veșnic, trăiască Domnul, numele Lui este sfânt în veci de veci. Lăudăm pe Cel care ne-a dat viață și astăzi să fim în casa Lui de rugăciune. Lăudăm pe Acela care s-a coborât în mijlocul nostru. Spune cuvântul Domnului, când s-a trezit Iacov din somn, în urma revelației și în urma cuvântului pe care l-a dat Dumnezeu, s-a trezit din somn, s-a deșteptat. Și a zis, cu adevărat, Dumnezeu este aici și eu n-am știut. Însă în această dupămasă putem exclama cu toții, Dumnezeu este aici și noi știm că este slăvit să fie Domnul, pentru că ne-a binecuvântat și ne-a surprins atât de minunat.
și s-a oprit în dreptul nostru. Lăudat să fie numele Lui, lăudat să fie numele Domnului, care ne iubește, care a mai turnat un de lemn proaspăt în vasele noastre, care a mai picurat în inima noastră un de lemn de bucurie, mărit să fie numele Lui. În loc de tristețe a adus bucurie, în loc de nefericire a adus fericire, mărit să fie numele Lui. În loc de alte lucruri care cel rău ți le-a adus în săptămâna aceasta, Dumnezeu a avut grijă să le dea la o parte, să le alunge, să te elibereze și să-ți dea pace și bucuria, slăvit să fie numele Lui, lăudat să fie El. Haideți, dragii mei, frați și surori, să venim înainte acestui Dumnezeu care e viu, care e veșnic, care e sfânt, care e atotputernic, care e suveran, care e Dumnezeu din veșnicie în veșnicie, să spunem: Tată, rămâi cu noi mai departe. Uitați-vă ce frumos stau instrumentele acolo. Să spunem: Doamne, Te așteaptă inima în această după masă. Inima e gata să Te laude. Gata-mi este inima, spune psalmul, să Te laude, o Doamne. Sunt gata instrumentele, sunt gata urechile să asculte cuvântul Domnului și e gata inima să proclame numele Celui viu. Slăvit să fie El. Haideți să închidem ochii, să chemăm numele Domnului peste seara aceasta mai departe și lucrarea care este înaintea noastră să fie sub ungere, sub călăuzire. Amin. Doamne, lucrează la aceasta. Iar când rugăciunea va înceta, am să-L rog pe fratele Remus să citească cuvântul Domnului care l-are pe inimă pentru seara aceasta. Amin. Tatăl din cer. Slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeu! Haideți să citim câteva versete din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 3, începând cu versetul 1 până la versetul 11, cuvântul lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 3, începând cu versetul 1. Cuvântul Domnului spune așa: Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii. Era ceasul al 9-lea. Acolo era un omolog din naștere care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis: Uită-te la noi! Și el se uita la ei cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis: Argint și aur n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că era cel ce ședea la poarta frumoasă a templului, ca să ceară de pomană, și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce se întâmplaseră. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul, mirat, a alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Domnul să vă binecuvânteze, vă urez un bun venit la casa Domnului, la un timp de popas, de părtășie și de ascultare al cuvântului Dumnezeu. Dorim ca Dumnezeu să vorbească în nivelul nostru, să primească cântarea de laudă a tuturor acelor care v-ați
pregătit în săptămâna aceasta sau poate chiar mai de mult, pregătind jertfa, necesită timp. Necesită foarte mult timp. O predică de altfel nu se poate pregăti într-o jumătate de oră sau o oră. Necesită timp. O cântare nu o poți repeta o dată și apoi să vii să o cânti înaintea mulțimii și înaintea lui Dumnezeu. Necesită timp, dedicare, efort și multă transpirație. Și dacă nu este inspirație de multe ori, asta depinde de el. Noi tot facem lucrarea lui Dumnezeu. Transpirăm, dedicăm timpul nostru, ne sacrificăm cât putem, că suntem oameni, dar inspirația o dă El. Amin. Și dorim ca în această după masă Dumnezeu să dea și ungere și inspirație. Mărit să fie în numele Lui în veci de veci. Dorim să ascultăm cântările de laudă. Copiii să înceapă, copiii din familia Nicolaescu, Cici, Caleb și Amos, Domnul să vă binecuvânteze, orchestra pregătește în urmă, sora Ani cu o poezie, apoi surioarele Evelyn, Melissa cu o altă cântare pentru slava Domnului. În urmă ne pregătim inimile să ascultăm cuvântul Domnului și zicem ca Dumnezeu să-l binecuvânteze pe fratele Remus, să-i dea ungere și cuvânt proaspăt pentru inimile noastre. Amin. Lord, you are my shepherd, there's nothing more I need. You guide me to still waters, with gentle care you lead. You call me to believe in you, you hold me to your heart, and show me those still seeking you, so I can do my part to bring them home. Thank you, Jesus, Good Shepherd, that I can shepherd too. I want to follow you always and do shepherd, like you I seek the lost. I travel unknown pathways, no matter what the cost, and teach them all to hear your call, to always follow you, and show them others seeking you, so they can be your shepherd or too. Thank you, Jesus, Good Shepherd, that I can shepherd too. I want to follow you always and do the things you do. Amen.
Ești Dumnezeu, ești Domnul meu, din veșnicii pe toate le știm. Ești suveran, fără rival, totul în toate ești plin de har. Slava ta noi o vedem, de la pământ și până la cer, toate îți stau glorie. Ești Dumnezeu, ești Tatăl meu, plin de îndurare când-mi este greu. Dragostea ta ține-n veac, tu mi-o arăți necondiționat. Credincios și bun ai fost, întotdeauna al meu adăpost. Te voi lăuda cu viața mea, te voi lăuda, te voi lăuda. Ești Dumnezeu, păstorul meu, blândețea ta mă îndrumă mereu. Ești înțelept, ești sfânt și drept, tu mă înveți pe unde să merg. Pacea ta e mai presus de orice gând ce l-am ascuns. Odihna mea, tu ești Iisus, tu ești Iisus, tu ești Iisus. Ești Dumnezeu, ești Domnul meu, atotputernic, vrednic mereu. Victorios, Iisus Hristos, numele tău, el cel mai frumos. Vom cânta, ne vom bucura, toți împreună în slava ta, căci noi vom sta la masa ta, la masa ta, la masa ta. Slăvit să fie Domnul! Dumnezeu este bun, dragii mei. Nu că n-ați ști, dar este bine să ne amintim lucrul acesta, să spunem mereu cu tărie, pentru că bunătatea Lui, vedeți cum se înnoiește și cum ne surprinde de fiecare dată. Poate de multe ori venim și nu ne așteptăm la mult. Venim așa. Poate că ne-am făcut niște obiceiuri. Și Dumnezeu ne surprinde. Și ne surprinde într-un mod în care nu poate să ne lasă indiferenți. Cel puțin eu în seara aceasta asta pot să spun. Mă bucur că prin harul lui Dumnezeu sunt aici, suntem împreună, m-am bucurat de prezența lui Dumnezeu și sper, nădăjduiesc, mă rog Domnului, ca în continuare să o simțim și să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu cred că mai are pentru noi, dragii mei. Nu suntem aici prin meritele noastre. Cred că niciunul dintre noi n-ar putea să spună eu merit să fiu în fața tronului lui Dumnezeu. Nu. El ne-a dăruit harul acesta prin jertfa Domnului Iisus Hristos. De aceea împreună să spunem slăvit să fie Domnul nostru. Îl proclamăm pe El, Regele nostru, Stăpânul nostru, Cel ce conduce toate lucrurile. Și m-am bucurat de ceea ce se spunea și la timpul de rugăciune, fratele Romi amintea cuvântul acesta și spunea în ce ne punem nădejdea și care ar fi, eu știu, care ne gândim noi că ar fi moștenirea noastră, nu? Și mi-am amintit atunci, undeva am auzit, nu mai știu dacă un frate a spus-o undeva într-o predică sau am citit-o undeva, nu mai știu, că perii ăștia cărunți își pun amprenta așa supra memoriei încet, așa. Spunea că despre un frate misionar care a fost plecat undeva în misiune și când s-a întors, oarecum atunci când împreună cu vaporul cu care venise el înapoi în țară, a mai venit ceva personalitate. Când s-au dat jos pe personalitatea respectivă, pe omul acela l-așteptau mai mult și, eu știu, și cu flori, mai știu cum. O primire din aceasta mai deosebită. Și pe el nu l-aștepta nimeni după ani întregi de slujire. După ani întregi de slujire. Și-a spus tristețea asta la un moment dat când s-a întâlnit cu un frate. Și fratele respectiv a zis, el se bucură acum.
dar ceea ce a pregătit Domnul pentru noi vine de acum. Tu bucură-te pentru răsplata pe care Domnul ți-o dă. Aia e moștenirea noastră, dragii mei. Am putea să căutăm, poate că și acum, afirmare sau eu știu anumite lucruri, să căutăm, să așteptăm laude din partea oamenilor sau mai știu eu ce, nu știu, e omenește. Noi însă suntem chemați să luptăm împotriva firii și să nu ne bucurăm de lucrurile acestea. Noi să ne gândim la lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Moștenirea noastră este sus și cuvântul Domnului o spune atât de frumos, că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, zice cuvântul, suntem și moștenitori, moștenitori ai cerului împreună cu sfinții, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Când citesc cuvinte de genul acesta, dragii mei, vă mărturisesc că câteodată mi-e și teamă într-un fel. Parcă am o reținere așa să vin să le și spun bisericii. Sună oarecum colaud, așa cum voi sfinții, zic unii, nu? Voi moștenitorii cerului și mă gândesc, mă, într-adevăr nu merit să spun lucrul acesta. Eu să spun în dreptul meu că voi moșteni cerul împreună cu sfinții. Dar, dragii mei, nu sunt cuvintele mele și nu sunt cuvintele unui predicator. Sunt cuvintele Domnului din Scriptură și vreau să le afirm, vreau să le vestesc, vreau să-mi bazez credința pe ele și vreau să întăresc și pe alții folosindu-mă de ele. Dragii mei, Dumnezeu ne-a promis lucrul acesta. Nu ni-l spunem noi unii altora ca să, nu știu, să ne simțim noi bine, nu. Dar nu vrem nici să ne socotim promisiunile lui Dumnezeu. Ele toate sunt, spune cuvântul Domnului, da și amin, dacă El a spus așa va face. Ceea ce a promis, El are și puterea să împlinească. Noi de multe ori dezamăgim. Eu personal am dezamăgit mulți oameni. Am promis anumite lucruri și nu m-am putut ține sau am uitat sau cine știe cum s-a întâmplat și oamenii au rămas dezamăgiți. Dumnezeu însă nu face lucrul acesta. El ce a spus se va împlini. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Lui rămân în viață, slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Și așa rămân și cei ce se încred în ele. Domnul să ne ajute să fim astfel de oameni. Dragii mei, în cele ce urmează din textul pe care l-am citit înaintea dumneavoastră, aș vrea să aduc un mesaj pe care l-am intitulat așa, ce ai și ce dai. Pornind de la ceea ce spune Sfântul Apostol Petru aici, îi spune omului acelui, ceea ce îmi cer tu sau ce aștepți de la mine, n-am, dar ce am, îți dau. Și aș vrea să căutăm, să ne cercetăm fiecare, să ne facem o introspecție fiecare și să vedem ce avem și ce dăm celor din jurul nostru. Ce avem și ce dăm. Tot așa am citit undeva, asta știu sigur am citit-o, referitor la cuvintele acestea, se spunea despre cândva la începutul bisericii, când biserica de la Roma a început să propășească așa și să devină puternică, un călugăr de undeva a fost invitat, se spune că acolo, și când a ajuns acolo, un secretar de pe acolo sau cineva care se ocupă de primirea oaspeților, l-a primit și conducându-l spre cei care urmau să-i vorbească, cu care să se întâlnească, îl ducea prin încăperile acelea fastoase deja, împodobite frumos și i-ar fi spus așa, frate, nu mai putem spune că apostoli în vechime aur și argint n-am. Binecuvântat Dumnezeu și avem acum, suntem bogați. Răspunsul ar fi fost acesta, e adevărat lucrul acesta, dar nu mai putem spune nici ce-o zis în continuare. În numele Lui Iisus Hristos, ridică-te și umblă, pentru că puterea s-a dus. De multe ori, bogăția, aurul și argintul adorm spiritul, adorm sufletul, adorm omul duhovnicesc, omul din lăuntru. Și nu avem nici puterea să spunem cuvintele pe care ei le-au spus în continuare. Aș vrea să ne cercetăm noi. Dumnezeu ne-a onorat în această seară, lăsând Duhul Său cel Sfânt între noi. Ne-am bucurat în rugăciune, în cântare și ajungând aici, aș vrea să vă felicit pe cei care slujiți. Domnul să vă binecuvânteze. Nu spun așa să vă umflați de mândrie, că n-aveți cu ce să vă mândriți. Dar continuați să slujiți Domnului. Continuați să o faceți din toată inima. Merită Domnul orice laudă putem să-i aducem. Nu avem noi atâtea cuvinte câte merită împăratul nostru ca să-l lăudăm. Faceți-o cu dedicare, continuați să faceți lucrul acesta. Chiar dacă apar piedici, nu vă lăsați. Împăratul merită.
Oamenii sunt cei care mai ridică, mai aduc anumite critici și mai ridică piedici, dar împăratul merită toată slava. Noi să-l lăudăm din toată inima și Domnul să ne ajute la aceasta. Prin urmare, dragii mei, ce ai și ce dai? Și ca să putem să ne analizăm, aș vrea să ne uităm la oamenii aceștia, ce aveau și ce au dat ei. Ce aveau ei și ce au... Nu le acopăr eu toate, nu cred că pot să fac lucrul acesta, dar eu am ales trei lucruri pe care am văzut că le aveau și trei pe care le-au dat mai departe. Și pe scurt aș vrea să le subliniez și, avându-le în față și noi, să ne cercetăm viețile. Să vedem ce fel de oameni suntem. Suntem oameni care doar primim? Suntem oameni care și dăm? Suntem oameni care nu mă dăm? Poate că nu știu dacă se poate așa, dar eu știu. Haideți să ne cercetăm. Și Domnul să ne ajute să fim oamenii care îi vrea Dumnezeu. Nădăjduiesc că împreună putem să vedem în cuvântul Domnului aceasta. În primul rând, știți ce am văzut aici, dragii mei? Oamenii aceștia aveau un loc al închinării. Și este important. Aminteam și în cuvântările mele trecute că îs întristat oarecum, îs supărat acum de o învățătură care vine și spune că poți și fără biserică. Ce trebuie să merg la biserică? Și aminteam cuvintele frumoase care arată promisiunile lui Dumnezeu cu privire la biserică și cât de important este locul acesta. Dar din mai mult decât atâta, în ce mă privește personal, am o experiență deosebită în ce privește lucrul acesta pe care vreau să vă mărturisesc în scurte cuvinte acum. Așa m-am întors la Domnul. Am crescut într-o familie, mama pocăită, de când eram noi copii mici, eu sunt cel mai mare dintre 9 frați, mama pocăită de când eram mici, tata nu s-a pocăit decât mult mai târziu. Și am ajuns la un moment dat la școală, undeva eram în Iași, la o școală acolo, și despărțit acum de sfaturile mamei, a părinților și așa mai departe, am început să mă îndepărtesc tot mai mult de Dumnezeu. Atât de mult încât la un moment dat am început să citesc din mari atei și am început să spun și altora și să zic că nu, Dumnezeu nu există și asta este. N-are cum să existe și așa mai departe. Între anul 3 și anul 4 de facultate, chiar atunci, în vacanța de iarnă atunci, ajunsesem acasă și împreună cu mai mulți prieteni am hotărât cum să facem Revelionul. Ne-am gândit noi cum să-l facem și chiar în ziua aceea înainte de Revelion, în ceasurile înainte de Revelion, să zic așa, de la, nu mai țin minte, și nu are importanță că nu mai țin minte, de la ce ne-am certat, și o să fiecare să meargă acasă. Și mergeam acasă supărat. Și m-am întâlnit cu un verișor de-al meu, pocăit, onișor, mă vedea de zice, Remus, ce mă bucur să te văd, cum ești, ce faci, ce-i cu tine, mă, ce te-o plouat așa? Și zic, lasă-mă, mă, cu oamenii ăștia de nimică de aici, tu te lasă-mă cu ei, am vorbit, am hotărât, nu să ține nimeni. Lasă. Zice, bă, hai la biserică. Hai la biserică cu mine. Ce ai de pierdut? Dacă tot ți s-au dus planurile de râpă, hai cu mine la biserică. Și m-am zis, bă, chiar, n-am nimic de pierdut. Mă, acasă, ce să fac acasă? N-aveam nici televizor, nu eram, știi, bă, n-aveam ce face. Și ca nepocăi. Mă duc cu ăsta la biserică, n-are nimic. Și m-am dus cu el la biserică. Acolo se ridică un frate, îl numesc frate, și se ridică un frate cu un an mai în vârstă decât mine, pe care îl știam de la școală foarte bine. Și era un frate simplu așa, citea greu, de multe ori încurca cuvintele. El a avut probleme ca să facă cele 8 clase, nu să meargă mai departe și așa mai departe. Eu la facultate, eu citit, eu nu știu ce, am zis, nu, am chiar cam pierdut. Pe ăsta îl bag în buzunar la orice capitol, nu cred, n-are ce să spun omul ăsta mie, inclusiv despre religie, inclusiv despre credință, n-are ce. Eu am citit și Biblia, și a început să vorbească fratele respectiv, fratele Daniel, din predica lui Ioan Botezătorul, o știți. Iată, securea a fost deja înfiptă la rădăcina pomilor, orice pom care ne aduce roadă va fi tăiat și aruncat în foc și mai departe. Dumnezeu în bunătatea Lui a făcut ca și în seara aceasta așa, o revărsare a Duhului Sfânt, era har în adunare, în biserică, și în momentul în care vorbea fratele ăla, nu erau cuvinte sofisticate, nu era o predică, eu știu, foarte bine pusă la punct din punct de vedere oratoric, pe puncte, cum am zis eu, că am, nu știu, 3 puncte și 3 puncte, nu,
omul vorbea din Scriptură despre ceea ce spunea omului Dumnezeu, că va face Dumnezeu celui ce n-aduce roadă. Și parcă Duhul Sfânt în mintea mea punea, picta acolo numai copaci pe care scria Remus, uscați, parcă așa scria Remus, și se curea acolo, și se curea acolo. M-am prăbușit în sinea mea, am început să plâng, m-am predat Domnului în seara aceea la predica fratelui respectiv, pe care după aia am dus și, mă rog, i-am mărturisit lucrul acesta, cum l-a folosit Domnul în viața mea, și i-am mulțumit Domnului pentru lecția pe care mi-a dat-o, ca să nu mai nesocotesc pe un frate sau pe o soră, chiar dacă par mai simpli, nu? Pentru că Domnul este Cel care folosește, noi nu suntem nimic. Nimeni dintre noi nu-i nimic, Dumnezeu este Cel care ne folosește sau nu ne folosește într-un fel. Și dacă ne folosește, slava toată merită să fie a lui Dumnezeu. M-am dus acasă, mama, țin minte că ea nu a ajuns la biserică, pregătise mâncare, eu știu, colaci, cum se zice pe la noi. Era undeva pe un scaun și parcă acum o văd așa, ațipind mâinile cu ulei și cu făină, cum gătise. Și-o revenit când am intrat în casă și i-am spus, mamă, uite ce mi s-a întâmplat. M-am hotărât să mă pocăiesc, să mă întorc la Domnul și o văd acum cum izbucnește așa în plâns și zice, Remus, slăvit să fie Domnul. De 20 de ani mă rog pentru aceasta și Domnul răspunde acum rugăciunii mele de 20 de ani. Dragul mami, de amul nu mai ești numai singură, suntem doi care începem să ne rugăm ca Domnul să lucre și pentru ceilalți să-i aducă. Și slăvit să fie Domnul că după mult timp pot să spun că toți frații mei au încheiat legământ cu Domnul, sunt în casa Domnului și tata la un moment dat, poate altă dată a fi ocazia să mărturisesc lucrul acesta, s-a întors la Domnul și mulțumim lui Dumnezeu pentru modul în care lucrează. Dar legat de subiectul pe care vreau să vi-l spun, verișorul meu a zis, Remus, hai cu mine la biserică, hai cu mine la casa Domnului. Nu știu dacă începea el să-mi vorbească atunci despre Domnul cât aveam eu deschiderea să-L ascult. Nu știu dacă cu fratele Daniel mă întâlneam, eu știu undeva și să-mi spună el, frate Remus, nu mă uita la el, du-te bă omule de aici. Dar în biserică, acolo după ce au fost rugăciuni, după ce a fost lăudat numele Domnului, după ce Domnul a cercetat inima și a pregătit-o, a venit cuvântul inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Am căzut înaintea lui și am zis, Doamne, sunt al Tău. Doamne, fă ce vrei cu viața mea. Doamne, nu mai vreau să mă duc singur. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, totdeauna încurajez și aduc învățătura aceasta și eu cred din toată inima din Biblie. Iubiți casa lui Dumnezeu. Iubiți locul unde se adună copiii lui Dumnezeu. Căutați să fiți prezenți acolo. Căutați întotdeauna să fiți parte din ei. Mă gândeam odată și la... Probabil toți am avut luptele astea, dar mă gândeam la un moment dat, eram într-o perioadă a vieții mele, nu strălucită, nu mă mândresc cu ea, de fapt aș căuta să mă mândresc cu nimic, dar era o perioadă de care chiar mi-e un pic rușine, așa, și ziceam, mă, nu mă mai duc, mă, tăt acolo, că-s eu acolo, că nu-s eu tăt acolo, să-și frate, tăt nu-i. După aia însă a venit un frate în vârstă cu care am vorbit despre problemele pe care le aveam atunci și a zis, Remus, gândește că dacă ești tu cu unul în plus, dacă mai gândește și unul așa, îi cu unul încă în plus, și încă în plus, și ne adunăm acolo. Și zice, nu-i tot una că suntem trei la părtășie sau că suntem 30, nu-i tot una. Știi, e așa ca atunci când pui cărbun pe foc, când sunt mai mulți, parcă altfel îi jăraticul, parcă altfel, unul singur, te uiți, doi, trei. Unul în minus sau în plus face diferența de multe ori. Niciodată să ne gândim, nu, tot acolo sunt frații. Nu, nu, Domnul ne-a chemat să fim împreună. Domnul ne-a chemat să fim în casa Domnului și vă aminteam acel cuvânt frumos. Locul unde frații s-au adunat împreună are promisiunea extraordinară că acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Eu nu vreau să zic că nu pot fi mântuiți oamenii vorbindu-le și în afara bisericii. Poate că Dumnezeu nu e limitat într-un șablon. Uitați-vă însă la apostoli. Ei se duceau la templu, nu puteau să se roage acasă? Nu putea Petru și Ioan să se roage acasă? Puteau, dragii mei. Petru și Ioan erau plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În ei, puterea lui Dumnezeu se manifesta într-un mod deosebit. Până acolo încât dumneavoastră ați citit în Cartea Faptelor Apostolilor că numai umbra lui Petru trecea peste unii bolnavi și ei se vindecau. Totuși ei n-au nesocotit locul închinării. Acolo unde frații se adunau împreună pentru a se închina înaintea lui Dumnezeu.
aveau un loc al închinării. Prețuiți-l! E atât de bine să ai un loc în care să te duci și să te închini împreună cu Sfinții înaintea Domnului. E o cântare aceea frumoasă, o știți și dumneavoastră, veche, poate că se mai cântă și la dumneavoastră, că oriunde-s ei, fă tot și du-te, că unde-s ei, e un colț de rai, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvânteze. Oamenii aceștia aveau un loc al închinării. Spre el se duceau atunci când Domnul a locat într-un mod deosebit. În al doilea rând, dragii mei, oamenii aceștia aveau o țintă comună. Se duceau la rugăciune, era ceasul rugăciunii și aveau o țintă, mergeau la rugăciune. Știți ce am observat în general așa, nu spun aici, dimpotrivă, m-am bucurat în seara aceasta în rugăciune, dar în general în biserici, încet încet se renunță la rugăciune, în biserică. Avem diferite motive. E laudă și închinare, e predică, nu știu ce, dar rugăciune. În Scriptură însă, învățătura scripturală este altă. Știți ce spuneau apostolii atunci când trebuiau să rezolve problema cu împărțiala ajutorilor? Știți, acolo între... O zis, nu se cade să pierdem noi timpul făcând lucrul ăsta. Alegeți dintre voi 7 bărbați vorbind și așa mai departe și noi o să stăruim neîncetat în rugăciuni și în propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu că au hotărât apostolii. Cred că capitolul 6 cu versetul 4, dacă nu mă înșel, sau undeva pe acolo. Noi vom, nu zice că vom stărui, și acum nu vreau să supere cei care cântă, nu, cântarea de laudă e nelipsită din viața credinciosului. Și despre Domnul Iisus Hristos scrie la un moment dat că după ce au cântat cântarea, s-au dus și, nu, cântarea, lauda la adresa lui Dumnezeu e permanentă. Dar, dragii mei, ne învață cuvântul Domnului că ei stăruiau biserica primară, la început, nu? În învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Sunt lucrurile în care ne spune Biblia să stăruim. Domnul Iisus Hristos, un exemplu extraordinar în ce privește rugăciunea. Nopți întregi, grădina Ghețiman, un loc al rugăciunii, muntele Măslinilor, un loc al rugăciunii, în munți se ducea de multe ori singur și se ruga. Domnul Iisus se ruga. Apostolii stăruiau rugăciune. Și din nou, să nu înțeleagă cineva că spunem noi că rugăciunea acasă nu e ascultată. Dimpotrivă, nu. Domnul Iisus ne învață, intră în odăița ta, roagă-te și Tatăl tău din cerul care vede nascuns îți va răspunde. Nu se pune problema lucrul acesta. Dar sunt, nu e așa că sunt simțăminte diferite și eu sunt sigur că dumneavoastră le-ați experimentat. Și bucuria rugăciunii în odăiță și aia, e câteodată, nu întotdeauna lui, când te închizi, câteodată te închizi în odăiță și parcă nu-i nimic. Dar câteodată parcă lasă Domnul așa Duhul lui și cercetarea lui și te bucuri singur acolo și plângi înaintea Domnului și ai o bucurie. Dar uitați-vă, nu? Când o dă Domnul la adunare, atunci când parcă unul de la altul începem să ne înflăcărăm, când Domnul lasă Duhul Său cel Sfânt, când ne simțim atât de bine, nu disprețuiți rugăciunea. Permanent, Biblia ne învață: fiți înțelepți și vegheați, dar în vederea rugăciunii, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Când s-au rugat, apostolii la un moment dat erau în fața unor amenințări. Și ei s-au dus înaintea Domnului și au zis: Doamne, uite-te la amenințările lor. Și noi, ei s-au dus în rugăciune, ei nu s-au dus atunci să facă o ședință de comitet, bă, cum să facem, hai să găsim o strategie, să scăpăm de ăștia, la cine ar trebui să mergem să ne cerem drepturile, ne încalcă ăștia. Nu au făcut așa ceva. Ei s-au pus toți împreună, s-au rugat și au zis Domnului: Doamne, uită-te Tu la amenințările lor. Asta e treaba Ta, Doamne, nu e a noastră. Ei ne amenință, dar asta nu e treaba noastră. Treaba noastră îi dă putere robilor Tăi să vestească cu îndrăzneală cuvântul Tău. Asta e treaba noastră. Și Domnul să ne binecuvânteze. Cum a obținut lucrul acesta? În rugăciune, dragii mei. De aceea, oamenii aceștia aveau o țintă comună. Ei știau ce înseamnă rugăciunea. La ceasul rugăciunii se duceau la rugăciune. Nu au rămas în altă parte, erau ocupați. Nu, s-au dus la rugăciune. Domnul să ne ajute. Avem și noi un ceas al rugăciunii? Știu că l-avem în programul bisericii. Știu că frații l-au. Ora de rugăciune sau ziua de peste săptămână. Știu că o au. Dar o avem și noi? O am și eu? Sau am alt ceas atunci? E o întrebare interesantă și eu zic că grea. Și zic că și bună, să ne cercetăm, avem noi
aceeași țintă cum aveau apostolii, că dacă nu avem atunci, probabil că nu o să avem nici ce aveau ei să dea mai departe. Probabil. Domnul să ne ajute să căutăm să înțelegem voia Dumnezeu și cu privire la noi. Prețuiți rugăciunea. E un har pe care ne-l dă Dumnezeu să putem să vorbim cu El în rugăciune. Un har să-L profităm de El. Și Domnul să ne ajute la aceasta, mărit să fie numele Lui Dumnezeu. În al treilea rând, dragii mei, oamenii aceștia aveau o credință într-un Dumnezeu puternic al minunilor și și-au mărturisit-o și au exercitat-o, au exersat-o. Aveau o credință într-un Dumnezeu puternic. Acum aveți zice, frate Remus, dar și noi avem. În același fel avem și noi. Și toți creștinii, în general, indiferent de confesiune, vor spune același lucru. Totuși, dragii mei, vedeți, spunea omul așa, mi-au rămas cuvintele în minte, nu mai putem zice nici în numele lui Iisus Hristos, ridică-te și umblă. Nu mai putem spune, ne lipsește de multe ori puterea. Suntem foarte buni de multe ori la teorie și eu nu mai studi aici, să nu credeți cumva, Doamne ferește, eu sunt primul care spune așa. Foarte bun, cunoaște mult și împlinim puțin. Dumnezeu să ne ajute la aceasta, dragii mei. Dumnezeu nu s-a schimbat. Să știți, Dumnezeu e același. Același Dumnezeu care a vindecat atunci poate vindeca și astăzi. Același Dumnezeu care a dat puterea apostolului atunci poate să ne dea și nouă puterea astăzi. Același Dumnezeu care a cutremurat locul unde se rugau ei atunci poate să-L cutremure și astăzi, mărit să fie numele Lui Dumnezeu. Poate să boteze cu Duhul Sfânt, poate să umple de putere. Avem noi aceeași credință? Credem noi într-un Dumnezeu care zice și se face? El ce zice, ia ființă, Dumnezeu să ne mărească credința. Oamenii aceștia aveau o astfel de credință, slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Vreau să trec mai departe la ceea ce au dat. Că ce ai și ce dai. Mă opresc aici. Poate dumneavoastră ați găsit mai multe ce aveau oamenii ăștia și cu siguranță aveau mult mai mult decât spun eu. Ce dau? În primul rând, dragii mei, ne uităm aici în Cuvântul Dumnezeu și oamenii aceștia dau un exemplu. Dau un exemplu oamenii aceștia. Petru, ca și Ioan, s-a uitat la el și a zis, uită-te țintă noi. Uită-te țintă la noi. Tatăl meu s-a pocăit mult mai târziu, știți de ce? Mă rog, nu știu dacă de aia. Adevărul că nu știu dacă de aia. Dar avea o vorbă care o zicea tot timpul cu cineva, îl chema la biserică, sau zicea, băi, Ionică, tu trebuie să te pocăiești. Trebuie să te pocăiești, mă, nu se poate. Deci, de vasa să pocăiești, s-a pocăit și copilul ăsta mai mare. Pocăiește-te! Și zicea, băi, știi ce? Pocăit ca ăla, mai bine nu. Decât pocăit ca ăla, mai bine nu. Poate fi o scuză a multora, doar o scuză, ca să nu se pocăiască. Dar poate fi și un adevăr. Și e dureros atunci când e un adevăr. Când pocăit ca ăla n-am vrea nici noi să fie nimeni. Nu? Poate de multe ori pocăit ca mine n-aș vrea să fie nimeni. Aș vrea să fie oamenii pocăiți cu adevărat, nu ca mine. De multe ori, poate că. Știți că zicem noi, bă, nu te uita la oameni, uite la Hristos, El e modelul și așa este. El e modelul. Dar Sfântul Apostol Pavel zice, călcați pe urmele mele, întrucât eu calc pe urmele lui Hristos. Adică priviți la mine, uitați-vă, luați-mă pe mine exemplu, pentru că eu îl reflectez pe Domnul nostru. Spunea un frate, fratele Sabin Băbuță de la Brașov, el ne-a fost păstorul destul de mare perioadă în Londra, la Biserica Ebenezer, și spunea, eram la începutul credinței mele, că el s-a dus din Maramureș undeva în Zărnești și a fondat biserica de acolo din Zărnești, din județul Brașov. Și no, erau pe vremea comuniștilor destul de greu și l-a întrebat cineva de acolo, zice, bă, arată-mă un pocăit și no, mai discutăm după aia. Și a zis, prima dată n-am prea știut ce să răspund, dar după aia parcă vine Duhul Domnului așa peste mine și am zis, uite-te la mine, eu sunt un pocăit. Că să zice, bă, da, într-adevăr, n-am ce să zic. Problema noastră, știți care e? De multe ori n-am putea avea îndrăzneala asta, să zicem. Uită-te la mine! Oamenii și-au zis, uită-te la noi! Uită-te la noi! Bă, omule, uită-te la noi! Putem să dăm lucrul acesta celor din jur? Să le spunem, uită-te la mine! Așa arată un copil de Dumnezeu, fără o fanfaronadă din asta ieftină. Nu, nu, pur și simplu realitatea. Așa trăiește un copil de Dumnezeu. Uită-te la mine. Domnul să ne dea înțelepciune. Să ne pocăim, dragii mei, acolo unde trebuie. Pentru că Domnul a zis, voi sunteți lumina lumii. Voi sunteți sarea pământului. Domnul a lucrat cât a lucrat 3 ani și jumătate,
perioada de misiune, 30 și ceva de ani, și apoi s-a înălțat la cer. Și cei care acum trebuie să reflecte calitățile unui copil al lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, schimbarea pe care El o face într-un om, suntem noi. Nu mai e Hristos care să meargă acum să vestească Evanghelia, Hristos care să ajute pe cei care au nevoie, să vindece pe cei care... Nu, nu, acum suntem noi. Voi sunteți lumina lumii. Dragii mei, știți ce mă gândeam? Atunci când citeam pasajul din Ioan care vorbește Iisus Vița și zicea acolo că noi suntem lădițele. Am auzit undeva de la un frate, zicea, uitați-vă cu băgare de seamă că rodul e numai pe mlădițe, nu e pe viță. Și atât de fain exemplu, că m-am gândit, știți cât rod este între românii din Calgary, de exemplu, sau românii din Londra, că vorbesc de acolo, că de acolo venim noi. Știți cât? Păi cât aducem noi, copiii lui, mlădițele lui, numai atâta poate fi. Că nu mai vine Domnul să aducă rod acum, numai, nu? El a lăsat Duhul Sfânt care să rodească în noi. Și noi suntem chemați să lăsăm Duhul Sfânt să lucreze, să rodească, să aducă rodul acesta. Celălalt să se bucure de rodul acesta, celălalt să vadă pe Hristos în noi. Un exemplu. Odată că un om mergea undeva printr-un oraș așa și la un moment dat vede în fața unei vitrine de papuci, a văzut un copilaș așa, îmbrăcat mai rău și cu încălțări mai rele, că s-a uitat în vitrină și... A trecut inițial după aceea, se întoarce, băi copile, ce faci, ești singur aici, ceva? Mă uit la pantofii aia, ce fain is, ce fain is. Păi și părinții mei nu au cum să cumpere. Hai cu mine, s-au dus, i-a cumpărat pantofii, i-a dat. Și a văzut mai departe de drum. Și aude alergând copilul după el și l-ar fi întrebat, zicea în ilustrația aceasta, domnule, nu mă un pic, sunteți Domnul Iisus? Nu mă, cum să fiu Domnul, nu sunt Domnul Iisus, sunt credincios, dar nu sunt. De ce zice așa? Păi numai Domnul Iisus am învățat că face lucruri de astea. Și m-am gândit așa, a văzut oare cineva în mine pe Domnul Iisus? Oare l-a văzut? Spunea Sfântul Apostol Pavel că trebuie să fie o mireasmă de la viață la viață pe care să o împrăștiem, să o aducem. A văzut, vede Domnul în noi lucrul acesta, dragii mei? Cuvântul acesta ne provoacă. Oamenii lui Dumnezeu au zis, uită-te țintă la noi, uite la noi, în noi... Nu că suntem noi, cum o să vedem un pic mai departe, nu noi suntem ceva, nu, nu, dar în noi se reflectă El, Regele Regilor, Împăratul, prin noi lucrează El, Domnul să ne ajute. Putem și noi să dăm lucrul acesta un exemplu, că suntem chemați la aceasta. Voi sunteți o cetate așezată pe un munte. Să vadă toți, să vadă toți. Și oamenii ne văd, ne văd. Aveți și noastre experiențe, nu? Când zice, bă, dar un pocăit... Ar trebui să facă. Bă, dar tu ești pocăit, bă, dar ce faci? Dar nu poți să faci asta, că ești pocăit, nu? Oamenii știu și oamenii se uită și oamenii ne văd. Ce văd în noi? Niște oameni care zic că sunt pocăiți sau niște pocăiți? Domnul să ne ajute, să fim cu adevărat copiii Lui. Să putem să spunem oricui, bă, uită-te la mine. Vrei să vezi un creștin, un copil al Dumnezeu? Uită-te la mine. Cu smerenie, cu umilință. În al doilea rând, ce au dat oamenii aceștia? Au dat ajutor. Au dat ajutor. L-a prins de mână și l-a ridicat. Petru l-a prins de mână și l-a ridicat. M-am gândit cât de important e lucrul acesta. Să fii omul care ridică. Omul care prinde și ridică. Nu ăla care calcă în picioare, care nu-i pasă, care, eu știu, nu mă interesează pe mine de alții. Nu, nu. Omul care ridică. Știți că la aceasta suntem chemați? Știți că toate știți. Eu vi le reamintesc cu dragoste și în dreptul meu o vorbesc la fel, așa cum am spus. Toate slujbele, toate darurile sunt în vederea zidirii, lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos, adică a bisericii lui. Toate, dragii mei. Tot ceea ce mi-a dat Dumnezeu ar trebui să fie pentru zidire, pentru ridicare. Ce frumos ar fi. Mi-amintesc, și nu că trăim din amintiri, dar zic așa, când eram copil, eu am crescut într-o localitate mică undeva pe Valea Bârgăului, în județul Bistană, Săud, erau undeva la vreo 100 de familii în satul respectiv, așa pe niște dealuri, n-a ajuns nici colectivul pe acolo, oamenii trăiau cam din lucrul pământului. Și mi-amintesc că la un moment dat, bine, eu eram copil mic atunci când a venit pocăința în satul ăla, dar așa a dus Domnul o trezire, că s-a pocăit undeva la vreo 70% din populația
Nu erau așa mulți, dar vreo 70% erau pocăiți acum și erau toți la biserică. Și aveau obiceiul ăsta. Când erau de făcut un anumit lucru la câmp, mereau și luau de capăt terenurile, toți împreună. Și s-auzeau cântece spre slava lui Dumnezeu în timp ce lucrau și mai departe. Și ceilalți erau atrași de lucrul ăsta și ziceau, bă, tu ai văzut, mă, la pocăiți ăștia, cum țin unul la altul, cum se iubesc unul pe altul. Cum... Și era un lucru care atrăgea. M-am gândit mai târziu și am zis, Domnul Iisus a spus așa, prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei. Dacă aveți, veți avea dragoste unii pentru alții. Să ajuți, să ridici, să întărești, să fii cel pe care Dumnezeu îl folosește pentru asta, Domnul Sărăș. Ce frumos ar fi, nu? Să fim astfel de oameni care întinde mâna și ridică, întinde mâna și ajută, întinde mâna și face bine. Cine știe să facă bine și nu face, pe de altă parte, spune Scriptura, săvârșește păcat, face un păcat, Domnul să ne ferească. Oamenii ăștia au fost oamenii care au ajutat, care au întins mâna și au ajutat, slăvit să fie numele lui Dumnezeu, Domnul să ne binecuvânteze. Și în al treilea rând, oamenii aceștia au dat slavă lui Dumnezeu și Evanghelia semenilor. Slavă lui Dumnezeu și Evanghelia semenilor. Eu n-am citit cuvântul în continuare, dar ascultați ce frumos spune aici Sfântul Apostol Petru. Petru, când a văzut lucrul acesta, oamenii, vă amintiți ultimul verset din 11, era că au alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon. Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului, bărbați israeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi, ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră, prin evlavia noastră, am fi făcut pe omul ăsta să umble? De ce vă uitați așa la noi? Nu noi! Continuă, vestește cuvântul și spune, în numele lui Iisus Hristos, El a întărit pe omul ăsta, El l-a vindecat, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Dragii mei, slava întotdeauna pentru orice lucrare e a lui Dumnezeu. El este stăpânul, El e regele absolut. Ce suntem noi? Spune Sfântul Apostol Pavel, ați primit toate lucrurile. Dacă le-ai primit, de ce te lauzi? Ca și cum nu le-ai fi primit, ca și cum ar fi al tale, ca și cum tu ai fi adus ceva, dar n-ai adus nimic, dar nimeni n-a adus nimic, nu noi, frați, noi suntem noi, cum suntem la nivelul nostru. Sunt predicatori care vorbesc la zeci de mii sau poate că sute de mii de oameni, nu, dar nu ei sunt cei care Dumnezeu îi folosește într-un mod sau în altul, pe fiecare dintre noi ne folosește într-un mod sau în altul, pe unii ca străjeri, nu? Pe unul să se roage în taină, pe unul să eu știu, nu este niciunul care să nu poată să facă lucrarea aceasta. Dar întotdeauna slava trebuie adusă lui Dumnezeu. El face lucrările. Putem cădea în capcana aceasta. Am vrea să ne recunoască oamenii meritele. Am vrea să vadă oamenii că am făcut și noi ceva pentru biserică sau pentru Domnul. Dragii mei, nu aici e moștenirea noastră, așa cum am spus, cum îi spunea la omul acela în ilustrație. Nu aici moștenirea noastră. Moștenirea noastră este sus acolo. Zice Sfântul Apostol Pavel, lucruri care nu s-au suit la mintea omului, așa a pregătit Domnul pentru ei, cei care cred în El. Așa le-a pregătit Domnul. Că de-aia am zis, câteodată stau și mă gândesc, Domne, oare, că nu vreau să păcătuiesc, dar mi-e greu să cred, gândești, că lucrurile astea. Cum adică pentru mine, când mă cunosc, când știu de unde m-ai scos? Pentru noi niște oameni păcătoși să pregătești astfel de lucruri. Dragii mei, am cântat despre locul acela și am zis-o cu dor. Nu mai este mult și Domnul va veni. Până atunci însă știți ce zice Scriptura? Mai ferice este să dai decât să primești. Întreabă-te cu mine în seara aceasta, ce ai și ce dai? Ce dai celor din jur? Spunea Domnul Iisus Hristos că numai ce-i în inimă poate ieși afară. Nu putem da decât ceea ce avem, decât ceea ce suntem. Să ne ajute Domnul să fim copii al lui Dumnezeu. Și ceea ce dăm să fie roada Duhului Sfânt. Dragoste, bucurie, pace. Când cineva chiar vine la noi și ne nedreptățește, ce frumos ar fi, nu, să putem să răspundem, cerește. Vorba să ne dea de gol întotdeauna, dragii mei. Nu ca pe niște oameni mânioși, ca pe niște oameni certăreți. M-am gândit la Sfântul Apostol Petru că nu era în cea mai bună perioada lui duhovnicească, atunci când cineva a zis, și vorba te dă de gol. Ce fain ar fi să ne dea vorba de gol întotdeauna. Vorbirea voastră să fie întotdeauna cu har, dreasă cu sare. Ca
să dea har celor ce ascultă, nu? Să dea har. La aceasta suntem chemați, dragii mei. Mai ferice este să dai decât să primești. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Ascultați-mă, nu mai este mult. Și Domnul va veni și va împlini ceea ce a zis pentru noi. Spune Sfântul Apostol Pavel că lucrurile de acum nu merită să fie puse alături. Nu, Sfântul Apostol Petru, suferințele de acum nu merită să fie puse alături de slava viitoare pe care Dumnezeu a pregătit-o. Nu vă puteți nici nici noastră și nici eu nu vă pot descrie, dar Dumnezeu a pregătit lucruri mari pentru noi și ele sunt gata să se întâmple. Uitați-vă la cer. Oamenii de știință zic, la un moment dat ziceau că e infinit, apoi au zis că nu știu ce, dar se mărește și nu poate fi infinit. Dar, nu știu, niște numere astronomice la ceea ce pot ei să vadă, dar cât nu văd. Toate astea le-a făcut Dumnezeul nostru. Cât de mărețe sunt lucrurile pe care noi nu le vedem și sunt pregătite pentru noi. Haideți să nu cădem de oboseală. Haideți să învățăm să fim oameni care primesc cu recunoștință de la Dumnezeu și dau mai departe. Oameni care nu doar consumă, vin la biserică și atât ascultăm, ne și săturăm, tot aceiași frați vorbesc, tot aceiași frați cântă, nu ne-am săturat. Haideți să fim frați care plecând de aici, dau mai departe, care cheamă la biserică. Și cu asta închei, dragii mei, revenind la punctul acela, că avea un loc, cât de frumos și important este. M-au chemat la biserică și m-am dus. Nu știu pe câți au chemat și nu s-au dus. Nu știu, dar eu m-am dus atunci. Poate chem 10 oameni și nu vin, dar 11-lea poate vine. Poate din cei ce tot vin după ce ai chemat, 5 nu s-a atins deloc și cum vin așa să-și duc. Dar poate al 6-lea îi cercetat de cuvântul lui Dumnezeu și se mântuiește. Știți ce zice despre lucrul acesta? Mare bucurie în cer când un suflet se mântuiește. Când un suflet se întoarce la Dumnezeu și tu să fii folosit pentru a face bucurie în cer, ce har! Și știi ce numai trebuie să faci? Nu să faci teologie sau curs, numai să zici, vino și vezi. Vino și vezi. Bă, poate fi ceva bun acolo la voi. Hai și vezi, mă. Ce pierzi? Hai să vezi. 2 ceasuri din programul, ce mare lucru. Să chemăm, dragii mei, să chemăm. Să chemăm oamenii să vină la casa lui Dumnezeu. Mulți vor râde sau nu ne vor ajuta, dar unii vor veni și unii vor rămâne. Și vor fi mântuiți și Domnul își va desfășura lucrarea în felul acesta. Domnul să vă binecuvânteze. Ce ai și ce dai? Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Haideți să ridicăm în picioare împreună. Doresc să invit tinerii să laude pe Dumnezeu cu 2 strofe dintr-o cântare, iar în timpul acesta vom avea și colectă. Cât de bine mă simt cu aleșii Domnului, poporul minunat. O, ce bine mă simt cu aleșii Domnului, poporul minunat. Strălucesc fețele cântă adunarea, cerul stă și ascultă cântarea. O, ce bine mă simt cu aleșii Domnului. O, ce popor minunat! Ce plăcut și ce frumos e poporul lui Hristos, când pe poporul minunat, strălucesc fețele cântă.
ocupați locurile. Dorim să ascultăm în continuare pentru slava Domnului tinerii să laude pe Domnul cu o cântare. Familia Șolobot cu o cântare, Domnul Iisus să-i binecuvânteze. Grupul de surori, sora Anca și în urmă sora Beatrice. Domnul să vă binecuvânteze. Amin.
Slăviți fie Domnul! Toată slava ție numai Lui! Amin! Știu că mă vei și de-aș fi eu bucuros te voi lăuda. Și spunem toți Osana.
Când gânduri negre mă răpun și-mi spun că sunt sortit pierzării, atunci tu vii, prieten bun, și nu mă lași, și nu mă lași. Când groaza nopții mă înconjoară și rana începe să mă doară, o, Doamne, niciodată afară,
Tu nu mă lași, Tu nu mă lași, căci Tu ești paza vieții mele atunci când trec prin clipe grele. O, Domnul meu, o, Domnul meu, Tu ești un scut în încercare și atunci când cad ia vieții cale, Tu mă ridici, Tu mă ridici, o, Domnul meu. Când gânduri negre mă răpun și înșoptesc planuri deșarte, atunci prebunul meu păstor mă întărești, mă întărești. Când diavolul vrea să mă piardă și pentru el să fiu o piadă, Tu nu-i încădui niciodată, ci mă întărești, mă izbăvești. Mele, atunci când trec prin clipe grele, o, Domnul meu, o, Domnul meu, Tu ești un scut prin încercare și atunci când cad bia vieții cale, Tu mă ridici, Tu mă ridici, o, Domnul meu. Și-n cercata barcă, Tu o păzești și-o faci să treacă furtuna grea din viața mea. Și atunci cu multă bucurie, iar dacă alt val vrea să vie, Tu-l potolești și faci să fie mult mai ușor, mult mai ușor. Căci Tu ești paza vieții mele atunci când trec prin clipe grele, o, Domnul meu, o, Domnul meu. Tu ești un scut prin încercare și atunci când cad ia vieții cale, Tu mă ridici, Tu mă ridici, o, Domnul meu. Căci Tu ești paza vieții mele atunci când trec prin clipe grele, o, Domnul meu, o, Tu scut prin încercare și atunci când cad pe-a vieții cale, Tu mă ridici, Tu mă ridici, o, Domnul meu. Amin. Domnul.
Slăviți și lăudați să fie Domnul nostru. Ce bucurie și binecuvântare ne-a dat Dumnezeu până la momentul de față. Pentru asta putem să spunem, mare este Dumnezeul nostru, că ne-a îmbucurat cu atâtea lucruri. Ne-a dat cuvânt, ne-a dat cântare și a știut să pătrundă în inima noastră. Slăviți să fie El. Ce important este ca să ne rugăm, să stăm în spărtură, ce important este să te rogi, nu doar duminică, când te pregătești să vii la casa Domnului, dar să te rogi Domnului din timp. Să stai acolo la locul tău unde te-a așezat Dumnezeu, să spui, Doamne, pentru următoarea slujbă, nu știu cine va sluji, nu știu cât se pregătesc, dar astăzi m-am uitat pe caiet, au fost 9 puncte. Și mă gândesc ce frumos au derulat lucrurile și așa au fost așezate Duhul Sfânt, încât am timp și eu însumi să aduc câteva gânduri înaintea dumneavoastră. Atâtea cântări, predică, și mai avem timp și încă de un cuvânt. Slăviți să fie Domnul pentru aceasta. Când le călăuzește Dumnezeu, avem parte din belșug de la Dumnezeu din toate. Și doresc ca Bunul Dumnezeu să mă folosească în timpul acesta, cât mai am pentru dumneavoastră, pentru sufletele dumneavoastră. Spunea Apostolul Pavel la Faptele Apostolilor, capitolul 20 cu versetul 32. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și care vă poate da moștenirea împreună cu cine? Cu toți cei sfințiți. Cu toți cei sfințiți. Apostolul Pavel încredințează pe toți aceia pe care i-a ascultat, toți aceia care propodea Evanghelia și oriunde planta biserici ca și apostol, îi încredința în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care poate să zidească sufletul și care poate să dea moștenirea împreună cu toți cei care au fost sfințiți, preamărit să fie numele Domnului. Aici Dumnezeu ne dă hrană, de aici Dumnezeu ne zidește și mă rog ca Dumnezeu să sature mai departe setea sufletului însetat și sufletul înflămânzit. Domnul să vă binecuvânteze. Avem cuvântul acesta primit ca har din partea lui Dumnezeu și aș vrea să atașez versetul 15 din Epistola către evrei, care este scrisă, trebuie să menționez că nu este încă clar cine a scris această carte și n-aș vrea să menționez că este scrisă de Apostolul Pavel, dacă încă nu este elucidat a cui aparține această epistolă, dar este pe Sfintele Cărți aici, este în canonul biblic, este călăuzirea și ungerea lui Dumnezeu, bineînțeles, Duhul lui Dumnezeu care a călăuzit pe sfinți ca să ne aducă nouă astăzi și în zilele noastre și să rămână cuvântul acesta în veci de veci. Acum avem cuvântul acesta din Evrei, capitolul 12, versetul 15, care spune, luați seama,
Bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea sau contaminați de ea. Observați că oricine se abate de la harul lui Dumnezeu este predispus la pericolul acesta de a se înfiripa în el amărăciunea. Iar rădăcina aceasta de amărăciune dă niște lăstari. Dragii mei, pentru ca ceva să încolțească, ceva care să răsară, e nevoie de o sămânță și un pământ, nu-i așa? E nevoie de o sămânță și un pământ. Pentru ca ceva rău să iasă în inima noastră, e nevoie de o rădăcină, e nevoie de ceva. Și acel ceva provine de la ceva. Pentru că noi îl îngăduim, noi îi dăm voie. În primul și în primul rând, lucrul acesta în viața noastră, amărăciunea în viața noastră, vine în urma abaterii de la harul lui Dumnezeu, de la cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel repete Faptele Apostolului 20:32, spunea: și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu, în mâna lui vă încredințez. Nu în mâna oamenilor, nu în mâna mea care sunt apostolul neamurilor, nici în mâna celorlalți ucenici, în mâna lui Dumnezeu, care mâna lui Dumnezeu și a cuvântului, harului său, care vă poate zidi sufletește și care vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. Dragii mei frați și surori, suntem încredințați în mâna lui Dumnezeu și suntem în cuvântul lui Dumnezeu. Acest cuvânt l-am primit de la Dumnezeu sub forma harului, nici de cum, nu prin vrednicie, nu prin merite, ci Dumnezeu ni l-a dat pentru că a hotărât har pentru noi. Și pentru că l-am primit prin har, dragii mei, spune cuvântul, nimeni să nu se abată de la tot ceea ce a primit prin har. Nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, de la ceea ce a primit prin harul lui Dumnezeu. Sunt atâtea lucruri pe care le-am primit prin harul lui Dumnezeu. Și noi acum am primit cuvântul lui Dumnezeu. Oricine se abate de la cuvânt și eșuează să mențină cuvântul în viața lui, nu face altceva decât să irosească, să zădărnicească, să se abată de la harul lui Dumnezeu. Dacă deschidem cuvântul la 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 1 și 2, spunea Apostolul Pavel acolo în felul următor, 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 1 și 2, vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa, după cum v-am propovăduit, altfel degeaba ați crezut. Cu alte cuvinte, oricine eșuiază în a menține, în a crede după cum a primit și să trăiască în continuare, după cum a primit cuvântul lui Dumnezeu, nu face altceva decât să se abată de la harul lui Dumnezeu. Spune Pavel altfel, degeaba. Suntem chemați să rămânem în Evanghelia pe care am primit-o. Vă fac de cunoscut Evanghelia pe care ați primit-o, în care ați rămas, prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa, dacă mențin, eu rămân mântuit, dacă nu mențin, cad din har. Pentru că asta am primit prin harul lui Dumnezeu. Putem să spunem amin? Și asta pe noi ne mântuiește, pentru că am primit credință. Prin har sunteți mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, spune Apostolul Pavel la Efeseni 2, cu versetul 8 și apoi versetul 9 spune, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Ei bine, oricine propagă realizările personale, ne amintim de predica cu fariseu, nu face altceva decât să cadă din har, să se abată de la har, să nu cunoască cuvântul lui Dumnezeu care i-a fost dat prin har. Dragă biserică, sunt câteva modalități prin care putem să cădem din har. Și oricine cade din har este predispus la pericolul amărăciunii, la unul din pericolele
care pot să vină după căderea din har. Și una din pericolele este amărăciunea. Știți dumneavoastră ce este amărăciunea? Ce este ea? Ce face ea? Și de unde vine? Care sunt sursele amărăciunii? Luați seama bine, ca niciunul din voi să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie tulburați de ea. Amărăciunea este o stare lăuntrică a inimii omului. O stare pe care trebuie să o numesc că ea este o boală spirituală. Oricine nu este în harul lui Dumnezeu, nu are decât să se îmbolnăvească spiritual. Și această amărăciune este o boală care chinuie starea lăuntrică a inimii omului. Și știți ce face? Suflă. Ce suflă amărăciunea? 1. Bucuria mântuirii. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului harului său, care vă poate zidi sufletele și vă poate da moștenirea, vă poate da mântuirea. Și vă fac de cunoscut acest har, vă fac de cunoscut această Evanghelie, prin care sunteți mântuiți. Dacă o țineți așa după cum ați primit, altfel, degeaba ați crezut. Amărăciunea, odată instalată înăuntrul meu, nu face altceva decât să sufle bucuria mântuirii. Să sufle fericirea, să sufle pacea din sufletul nostru. Să sufle starea de mulțumire. Asta face amărăciunea. Suflă bucuria mântuirii, suflă pacea, suflă fericirea, suflă mulțumirea în inima ta. Dintr-o dată, când s-a instalat amărăciunea, asta face suflă. Cum devii? Cum arăți? Ca un om nefericit, ca un om nemulțumit, ca un om care și-a pierdut bucuria mântuirii, și-a pierdut pacea din suflet, cum arăți în starea aceea? Te-ai gândit de ce ajungi în starea aceea? Oare ce anume îți poate provoca ție amărăciunea? Pentru că ea are surse, are surse. Primul lucru, ne abatem de acolo și atunci diavolul vine cu sursele lui. Vine cu sursele lui. Și în primul rând, dragii mei frați și surori, cădem și amărăciunea se instalează în urma unei nedreptăți care ni s-a făcut în viață. Și aici vor încât aduce durere în viața noastră. Și încolțește. Un om cu durere în suflet și când își vede nedreptatea, va lăsa să încolțească amărăciunea și nu va face altceva decât să devine un om nemulțumit, un om nefericit, un om neliniștit. Câtă nedreptate e în lumea aceasta, dragii mei! Căutăm să ni se facă dreptate, să ni se dea adevăr, dar nu se împlinește lucrul acesta. Și suferim, și durerea se instalează, și diavolul folosește portița ca să însămânțeze amărăciunea datorită unei nedreptăți. Amărăciunea se instalează totodată atunci când nu înțelegem de ce Dumnezeu nu răspunde la rugăciune așa după cum noi am vrea.
Am să vă ofer două exemple și veți vedea aceste două persoane că au fost cuprinse de amărăciune. Au fost cuprinse de amărăciune. Însă cu toate acestea, Dumnezeu s-a îndurat și a avut milă. Îi cerem lui Dumnezeu să lucreze în modul care am vrea noi și vedem că nu răspunde așa cum noi ne rugăm, ci are planul lui și voia lui și atunci ne supărăm parcă și știți ce spunem mai întâi de toate? De ce, Doamne? De ce, Doamne? Aduceți-vă aminte de Ion. Primește cuvântul lui Dumnezeu și misiunea îi se dă clar ce să facă. Și Iona se împotrivește voii lui Dumnezeu nici de cum. Nu ascultă cuvântul și misiunea nici de cum nu o împlinește. O ia în sens opus și fuge. De ce? Pentru că Iona nu a înțeles planul lui Dumnezeu. Iona nu a înțeles de ce Dumnezeu vrea să procedeze așa. Iona știe ce ar fi vrut să facă Dumnezeu? Să-i facă pe niniveni una cu pământul. Amin? Așa a vrut Ion. E adevărat. Păi cum să nu fie adevărat? Doamne, judecă-te cu ei. Am auzit frați care spun, Doamne, judecă-te. Între mine și tine să fie judecata lui Dumnezeu. Domnul să judece între noi. Una cu pământul și omul acesta se lasă cuprins de amărăciune și nu înțelege de ce Dumnezeu, cum? Vrea să mântuiască cetate? Să ierte, să cheme la pocăință? Oamenii aceștia care erau dușmani al lui Israel, să mă duc la ei? Să le vestesc bunătatea lui Dumnezeu? Nu! Nu, Doamne! Judecată, plată pentru ei, pediapsă, fă-i una cu pământul. Un om care a lăsat amărăciunea să intre în viața lui. Însă Dumnezeu a avut grijă să-l modeleze. A avut grijă să-l prelucheze, să înțeleagă acolo undeva în pântecele chitului. Nu știu cum s-a rugat, dragul, nu știu. Nu știu ce poziție a avut când s-a rugat Ion acolo. Însă când s-a rugat glasul lui Dumnezeu, i-a răspuns acolo, chiar și în pântecele chitului. Chiar și de acolo i-a fost ascultată rugăciunea. Și a înțeles Iona. A înțeles Iona că trebuie să alunge amărăciunea și să adopte compasiunea. Da. Amărăciunea alungă compasiunea. Iubirea. Afecțiunea. Într-o altă oportunitate, într-o altă ocazie, tot așa se întâmplă și cu Maria, sora lui Lazar, care n-a înțeles planul și voia Domnului Iisus și când vine Domnul Iisus, el amână, știți dumneavoastră povestea și cum se întâmplă lucrurile, cum se derulează când Domnul Iisus află prima dată că Lazar s-a îmbolnăvit și amână, cu un scop precis, dar oamenii nu înțelegeau amânarea lui, nici ucenicii. Și după ce Lazar adoarme, Iisus ia decizia și se duce. Este întâmpinat mai întâi de Marta și apoi aude și Maria. Aude și Maria că vine Domnul Iisus. Și Maria sare și aleargă să-L întâmpine. Știți ce spune Maria? Și de acolo desprindem că s-a instalat amărăciunea în inima ei. Dacă ai fi fost aici, Doamne, dar de ce nu mi-ai răspuns? De ce n-ai fost la timp aici? De ce nu răspunzi la rugăciune așa cum te zice? Dacă ai fi fost aici, eu acum am nevoie de tine. De ce nu ești, Doamne, aici când am nevoie de tine și nu înțelegi ce se întâmplă? Și vine amărăciunea și zici, Doamne, dar norii nu mai pleacă. Nu se mai face soare în familia mea. Nu se mai face soare în sufletul meu. Dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit, fratele meu. Ea credea că Domnul Iisus poate să-l vindece cât timp era încă în viață, dar nu știa și n-a ajuns la cunoștința aceasta că Domnul Iisus de fapt era și viața, învierea și viața. Și atunci Domnul îi spune, eu sunt învierea și viața, crezi tu locul acesta?
Amărăciunea se instalează atunci când nu înțelegi de ce Domnul așa procedează, de ce Dumnezeu amână și de ce Dumnezeu nu vine acum și vine când zice El. Dragul meu și draga mea, dă la o parte amărăciunea aceasta. Este vremea să te întorci înapoi la harul lui Dumnezeu. Dacă amărăciunea a venit în viața ta și nu înțelegi, ia seama bine că probabil, cu siguranță, te-ai abătut încet cu încetul de la harul lui Dumnezeu, de la învățătură. Nu mai întreții cuvântul și nu mai crezi că, de fapt, cuvântul acesta îți poate da moștenirea, îți poate da viața veșnică. Că nu înțelegi de ce Dumnezeu lucrează așa. Suntem foarte sensibili, suntem foarte dispuși la a lăsa amărăciunea aceasta care este o boală și chinuie suflete, chinuie biserica lui Dumnezeu, la care zicem în numele lui Iisus Hristos, Dumnezeu să vindece orice boală de amărăciune. Amin. Spune cuvântul Domnului la Efeseni capitolul 4 cu versetul 31. Orice amărăciune, orice iuțime, orice strigare, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru, orice amărăciune să piară. Observați, aici Pavel parcă poruncește. La această boală spirituală tu trebuie să poruncești. Tu trebuie să o dai afară din sufletul tău. Tu trebuie să te cercetezi din nou în lumina harului Dumnezeu. Să-i spui, Doamne, am nevoie din nou de harul Tău în viața mea. Am nevoie din nou de harul Tău în familia mea. Am nevoie de har când vin la casa de rugăciune, când e părtășie, când e cuvânt, când e cântare, când e rugăciune. Am nevoie de har când mă rog. Am nevoie de har când predic. Am nevoie de har când. Ca să nu vină amărăciunea să se instaleze această boală în mine și să mă abat complet de la harul Tău. Dragii mei, când spune Apostolul Pavel orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie și strigare să piară în mijlocul vostru, se referă oare numai la biserică? Sau se referă și la familie? Este cumva în familie amărăciune? De ce? Ce spune Apostolul Pavel la Coloseni, capitolul 3, versetul 19? Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necazi pe ele. Am să închei aici imediat, este fără 6 minute. Știți dumneavoastră că a ține necazi pe nevestele noastre este un fel de amărăciune? A știut lucrul acesta cu siguranță. A ține necaz pe soția ta este un fel de amărăciune. Și amărăciunea aceea treptat, subtil, s-a instalat. Și tu tot ții necaz. Spunea Apostolul Petru în epistola asta, bărbaților, iubiți-vă nevestele. Și dați-le cinste. Ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni harul vieții împreună cu voi, pentru ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Oricine ține necaz pe soție, nu face altceva decât amărăciunea aceasta ca boală spirituală să-i oprească rugăciunea și ea să nu fie ascultată de Dumnezeu. Te-ai întrebat că atunci când strigi la soția ta, când te răstești la ea? Da. Pentru că Pavel aici nu spune doar bisericii. Orice strigare, adică răstire, nu înseamnă că dacă ești capul familiei, ai dreptul să te răstești atunci când este vreo greșeală în familie. Asta nu-ți dă dreptul de cap al familiei. Arată-mi în Sfânta Scriptură că Domnul Iisus strigă sau țipă la biserică. Te uiți după modelul lui Iisus. Nu înseamnă că dacă sunt capul familiei,
am dreptul să răstesc în familie, să strig în familie, să țin necaz pe soția mea. A ține necaz pe soție este o formă de amărăciune. Dragul meu, mai devreme sau mai târziu căsătorit, cu mai puțină sau mai multă experiență, aș vrea să înțelegi, pentru că s-a vorbit un pic joi despre conceptul de cap și principiul pe care Dumnezeu l-a delegat bărbatului de autoritate. Amărăciunea, strigarea, iuțeala, clevetirea sau răutatea să piară din familie. Să piară. Și mă rog ca în familie să fie pace în loc de nefericire. În loc de nefericire să fie fericire. În loc de lipsă de afecțiune să fie compasiune. De ce? Pentru ca rugăciunile noastre să fie ascultate de Dumnezeu. În familie să fie armonie, în familie să fie colaborare. Ori de câte ori ținem necaz, forma de amărăciune nu facem altceva decât să șubredăm tot mai mult colaborarea, unitatea, părtășia, legătura dintre soț și soție, datoria de soț și soție. Și aici sunt bineînțeles. Datoria de soț și soție. Nu facem altceva decât să fisurăm tot mai mult și cu ani și cu ani. Se produce o prăpastie în familie, se produce o relație. Pentru că amărăciunea s-a instalat. Nu cumva, bărbatule, ai neglijat harul lui Dumnezeu? Și te-ai abătut de la cuvântul și nu l-ai menținut, n-ai întreținut ca și cap al familiei, datoria ta e să ții altarul în picioare. Ești chemat să ții altar, asta înseamnă să fii cap în familie, să dai direcție familiei tale, să o conduci către împărăția lui Dumnezeu. Tu trebuie să iei inițiativa, ești preotul în casa ta și tu trebuie să dai direcție familiei, tu trebuie să fii exemplu pentru rugăciune. Tu trebuie să deschizi Biblia primul, să vadă soția, să vadă copilul tău. Tatăl meu este capul. Ce face tata, fac și eu. Tata nu mănâncă. Și tata nu doarme. Și când nu doarme, se frământă, se plimbă prin casă, se duce. Doamne, ce am de făcut pentru casa mea, mai departe? Pentru ca să fie armonie, pace și bucurie. Fie ca bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze și în numele lui Iisus să piară amărăciunea din biserică și din familie. Amin? Doriți lucrul acesta? Să ne întoarcem la harul lui Dumnezeu și la tot ceea ce ne învață El. Ne ridicăm cu toții în picioare. Și am vrea să mulțumim Domnului pentru seara aceasta, pentru tot ceea ce ne-a oferit, tot ce ne-a binecuvântat. Lăudat să fie Domnul. Amin.